Într-o emisiune anterioară au fost analizate modurile prin care se poate crea un personaj, mai exact cum unele studiouri aleg să folosească o cameră putitoare în loc de un personaj pentru a se asigura că nimic din ceea ce este acel personaj nu va displace publicului. Dar câteodată nici asta nu ajută. Câteodată unele studiouri reușesc să creeze cel mai... cum să spun, personaje principale pe care dacă le vedea față în față vreodată, nu ar apuca să spună niciun cuvânt, nici măcar să zâmbească până ce le-ai planta un pumn în tipometru. Acesta este top 7 personaje principale cărora ai vrea să le dai un pumn în meclă. E posibil să nu fiți de acord că unii dintre ei ar merita un croșeu în figură, dar faceți dacă vreți un mic sondaj, veți ajunge la concluzia că am dreptate. Și înainte să vă întrebați, nu, Mario nu se află în această listă, pentru el avem rezervați țepi ascuțiți, un râu de lavă, câteva plante carnivore și poate niște gloanțe imense ca să fim siguri că îl nimerim, nu pumni. Acestea fiind spuse, locul 7. Alcatraz. Dacă ai jucat Crysis 2 sau ați văzut recenția jocului, este imposibil să nu fie ajuns la concluzia că personajul principal este un papă lapte, pentru că la fiecare secvență cinematică este suficient ca cineva să-i strănute în față și îl va leșina. Sigur, ar putea avea drept scuză faptul că pe la începutul jocului este făcut bucățele și că singurul lucru care îl mai ține în viață și împiedică organele interne să se verse pe podea este costumul. Dar nu este tocmai o proteză sau o cârjă. Adică îl putem vedea în mod repetat cum smulge mitraliere grele de pe mașini, cum dă cu piciorul la taxiuri și în general cum cade de la înălțimi foarte mari fără să pățească nimic. Dar atunci când contează, Doamne ferește să fie în stare să se țină pe picioare. Crysis 2 probabil ar fi fost un joc mai plăcut dacă Alcatraz nu ar fi fost în rolul principal. De aceea merită un pumn în neclă. Locul 6. Prințul Persiei. Ah, prințul. Versiunea Ubisoft. Mai țineți minte când era tânăr și smârcăit? Toată ziua bună ziua l-auzeam că nu vreau ca să o mor, nu, e rău, că moare. Iar lui tati și să-mi dea cadele. După care a început cu fază că, oh, vai, ce am făcut, nu se poate, nu, după care a intrat în fază. Emo. Era mereu furios, întunecat și torturat pentru că s-a certat cu frizerul, presupun. În al treilea nu știu exact ce a făcut, dar pun pariu că era tot smârcăit. Și după aia a venit Prince of Persia din 2008. Tot ce îi mai lipsa era să spună ceva de genul "Excuse me, princess" și setul era complet. În rest era pe cât de nesuferit putea să fie și la final, cred că știți cum s-a terminat povestea aia. De fapt nu știți pentru că Ubisoft a păstrat-o pentru un DLC pentru console. Ce pot să spun, merg mână în mână. Locul 5. Raiden. Când vine vorba de personaje smiorcăite, cărora chiar vrei să le dai pumni în față, puțin îl pot egala pe Raiden din Metal Gear Solid 2. El nu doar că este vinovat de faptul că petrece cam 3 sferturi din joc vorbind despre tot felul de chestii inutile, plictisitoare, neinteresante, monotone, tâmpite cu prietena lui, în loc să-l învingă pe Solidus, comite o crimă și mai mare. Îl înlocuiește pe Solid Snake ca personajul principal dintr-un joc Metal Gear Solid. Pentru asta merită un pumn în neclă, sau poate chiar un picior în pipometru. Chiar trebuie să jucați Metal Gear Solid 2 cu speranțele că veți avea parte de un personaj principal la fel de bun ca în prima parte a jocului pentru a înțelege cât de mult trebuie să urâți acest personaj. Locul 4. Commander Shepard. În primul joc, hai că înțelegeam de ce era Shepard necesar. În creierul lui au fost descărcate toate informațiile alea despre Reapers. Dar în al doilea joc, de ce mai avea nevoie de el? De ce era acolo? Ce făcea? Răspuns absolut nimic. Și totuși toată lumea îl trata de parcă, avea nevoie de Shepard ca să salveze universul, avea nevoie de Shepard. Nu! Era atât de inutil încât și el însuși știa că era inutil, fapt pentru care, atunci când a revenit din morți, după ce a fost mort un an, a considerat că nimănui nu-i va păsa să-l întrebe cum a fost să fie mort, fapt pentru care ignoră că asta s-a întâmplat. Sau pur și simplu nimeni nu vrea să-i asculte povestea în vocea lui de monoton Shepard, care a devenit molipsitoare. Iar opțiunile sale de dialog în esență erau aceleași de fiecare dată, deși arătau diferit, aveau mereu același rezultat, pentru că el oricum vorbește într-un mod foarte monoton și oricum nu-ți pasă ce are de fapt de spus, așa că nu contează, îi dăm un pumn în față. Locul 3. Fiecare personaj din seria Resident Evil. Seria Resident Evil a avut multe jocuri, cam prea multe, ar trebui să moară. Iar de-a lungul timpului, personajele sale principale au fost cam iritante. Și nu mă refer doar la ultimele părți cu Chris Redfield și cum o cheamă și Jill Blonda Valentine, ce au fost o stupizenie. Mă refer și la cele vechi. Bine, poate nu Resident Evil 3, pentru că acolo Jill era îmbrăcată... Unde eram? A, da, jocurile vechi. Dar dacă ar fi să ne uităm la primul joc, la ce tâmpenii debitează cam fiecare personaj principal și în general cam la fiecare joc, la care dialogul este o atrocitate împotriva tot ce înseamnă dialog într-un joc, iar acțiunile personajelor sunt atât de ilogice și atât de stupide încât îți vine... De fapt, nu. Nu-ți vine să le dai un pumn în față. Îți vine să-i arunci într-un pălc de zombies nenarmați sau să-i dai de mâncare lui Nemesis. Stars. Locul 2. Fiecare personaj din Final Fantasy 8. Nu știu sigur exact cine este personajul principal din Final Fantasy 8 pentru că ia cam pe toți la rând. Și fiecare este un bolovan mai mare decât următorul și decât cel precedent. Este aproape ca un paradox. În orice ordine i-ai lua, fiecare este un personaj mai groaznic decât cel dinainte. Chiar te miri cum de-au reușit ca să facă personaje atât de antipatice și atât de incapabile. E de parcă toți savanții din lume s-au reunit cu singurul scop de a crea cei mai mari idioți din univers. Nu doar că au făcut Final Fantasy 8 un joc foarte greu de suportat, dar au marcat momentul în care jocurile Final Fantasy au început cu adevărat să fie deplorabile. Și ce poate fi mai rău decât ei? Un singur lucru. Locul întâi. El.
Știți la cine mă refer, îl știm cu toții. L-am îndurat zi după zi, an după an, timp de vreo două decenii. Și nu, să nu încercați să-mi spuneți că Duckhunt de fapt nu l-are pe câine în rolul principal. El este personajul principal, întregul joc este despre el cum râde de tine atunci când ratezi. Ăsta este jocul. De aceea numele în japoneză adevărat, pe care puțină lume îl știe al lui Duckhunt, este de fapt Inoue Sumasuma Shoto Osarete Kuniwarau Karewa Anata Yoriwa Mashidato Kangaete Iruk Aradesu Karawa Kudotsu Sagi Shidearu Tame Soshite Anata Gakareo Utsu Koto wa Dakimasen. Tradus înseamnă dai un pumn în neglă. Astfel se încheie acest top. Mențiuni speciale sunt acordate lui Master Chief, tipilor din Gears of War, oricărui alt personaj principal creat de BioWare sau de departamentul de marketing de la Electronic Arts, lui Chuck Green din Dead Rising 2 și cam fiecărui alt personaj idiotic care îți vine în minte și pe care îți vine să-l iei de ciuf și să reverși asupra sa furia zeilor. Și desigur, originalului meu. Hei, tu ce cauți aici? Nu aveai examene? Au!